Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Dragi ascultători, astăzi avem uh, o ediție specială Pentru că avem o super ofertă Doi într-una, ca să zic așa Pentru că, după cum știți Rubricile noastre consacrate sunt uh, Medicul de gardă și rubrica VIP Răzvan Zețea, medicul de gardă de astăzi dacă îl văd pe Răzvan, mă intimidez pentru că și el are multe calități de actor. Când lucram cu el, întotdeauna uh, încercam să... Am o confruntare, dar nu mi-așa niciodată pentru că mă bufnea râsul. Și nu în ultimul rând, uh, Mirela Zeța, care este uh, mai mult decât cunoscută publicului, o actriță foarte talentată și eu care am cochetat cu actoria la un moment dat, tot timpul am susținut că actorul de comedie este de multe ori pus în situații mai dificile decât cel de dram. E adevărat? Uh, pus în situații dificile însemnând ce mai exact? Uh, stările de la care trebuie să treci la o stare la alta, pentru că de multe ori uh, nu ai starea pentru comedie. Da, cred că e mai dificil să faci comedie uh, la noi astăzi. Bine, la noi astăzi uh, totul e o dramă. Normal că e mai <laughs> dificil să faci comedie. Dacă el te face să râzi, eu s-ar putea să te fac să plângi. <laughs> uh, pentru un actor de comedie și dacă mă gândesc la Ceplin, uh, da, există da. actori de comedie care într-adevăr te fac să plângi. Așa e. Uh, am să încep cu Răzvan, poate e nepoliticos. Răzvan, de ce te-ai făcut medic veterinar? Eu e o poveste Sau de ce te-au făcut alții? Simplă și banală. Uh, am făcut un liceu cu profil real și... Ca toți băieții deștepți. Da. Și m-am gândit că totuși Politehnica nu este, deși visul, tatălui meu era să fiu inginer. Toți tații ingineri își doresc ca băieților să fie ingineri și eu am pățit la fel, dar n-a ieșit nimic. Și am constatat că pentru admiterea la facultate trebuia să învăț doar două cărți. Chimia de-a 10 -a și biologia de-a 12. -a. Și erau 300 de pagini. Ceea ce nu reprezenta o problemă. O mare problemă. Nu. Da, nu. Așa e. Bineînțeles că după ce am intrat la facultate, dacă aș fi avut pentru fiecare sesiune de învățat cât am avut pentru admiterea și fost un om fericit, da, și eu trebuie să văd destăinui. Răzvan a ajuns un doctor cunoscut și foarte bun. De altfel, noi am colaborat într-o perioadă, într-o perioadă în care cu toții eram la începuturi, chiar și eu, care sunt puțin mai puriu, ca să zic așa. Dar colaborarea noastră a fost plină de succes pentru că noi, cu toți, echipa de atunci, am fost pionierii. Privatizării acestei profesii. Pentru că noi am avut șansa sau neșansa să ducem în spate toate provocările începutului de profesie. Da, într-adevăr, echipa din care eu am făcut parte 98-2004, 2000, nu, 2000-2006 a fost. Tu astăzi ai cabinetul tău. Toți, toți de atunci, toți suntem uh, încă întregi, în, la în funcțiune, a, întregi la minte, cunoscuți. Asta ai cabinetul profesor. tău. E mai uh, ușor să fii angajat, e da. mai ușor să fii Fără patron. Fără discuție, e mai ușor să fii angajat. De când așteptam să-mi răspunzi asta, pentru că atunci când eu eram patron și tu angajat, Așa este. Îți doreai foarte mult ca tu să fii patron Și Așa îți este. aduci aminte de-am blestemat Să fii patron și să vezi ce înseamnă Să răspunzi <laughs> pentru ceilalți <laughs> Și mi s-a întâmplat Mirela, de ce ai ales actoria? Tot ce am făcut uh, În copilărie A dus în zona asta am fost un uh, bufon atunci când oamenii în jurul meu erau mai triști. Un bufon în sensul uh, al cuvântului? Pentru că astăzi avem un bufon o lume mai degrabă de bufon. decât un clovn, adică e da. o diferență mare. Da, e o diferență foarte mare. Uh, din nevoie am fac meseria asta. Din nevoie. Eu nevoie, dar și o pasiune. Evident, și o pasiune, evident și o chemare, dar uh, din nevoie cred că facem ceea ce facem. Și nevoia Poate fi văzută, interpretată ca fiind negativă sau nu cred că nevoia are o conotație negativă. Că, până la urmă, avem nevoi superioare, de bază. Da, ă, grupul umoristic, în general, este așa cum a fost și în meseria noastră sau a, la începuturi a fost un pionerat. E ceva aparte, e ceva special. Da. Este. E mai greu? Ai jucat și film. Ai jucat. Uh... Nu, nu este mai greu. E foarte frumos. Eu sunt un om al echipei. Mie îmi place să mă joc în echipă și împreună. De foarte multe ori acest împreună uh, nu se întâmplă. Eu am avut noroc să fiu într-un colectiv foarte frumos, la o vârstă destul de fragedă. Și să creăm împreună uh, bucurie pentru noi, pentru regizor, pentru public, pentru cine se uită. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă pentru că am dobândit uh, schiluri pe care nu le-aș fi dobândit în școală sau făcând doar teatru. Totdeauna schilurile se câștigă, în practică. Cu multă muncă. Se nu... câștigă cu repetiție. Cu, repetiție, mult, cu multă muncă și exercițiu. Da. Este ceea de ce are nevoie întotdeauna un profesionist. Da, am căpătat viteză. Ești mulțumită că ai ales calea asta? Care cale? Actoria. Uh, uneori da, alteori nu. Care e diferența între, sau cum din perspectiva actorului de comedie, între lungmetraj și serial? Da, numitorul comun e actoria. Um, regulile sunt un pic diferite. Într-un serial, viteza de reacție trebuie să fie mult mai mare. Viteza de filmare e mult mai mare. Provoacă actorul la improvizație. Pentru că e foarte multă improvizație până la urmă. Depinde de serial. Eu am învățat să improvizez pentru că era nevoie de asta. Nu am improvizat așa degeaba. Era nevoie și atunci am fost nevoiți toți din grup să improvizăm ca lucrurile să fie așa cum le dorim noi să fie. Comice, mai bune, mai pline, complete. Tu, Răzvan, improvizezi în practicarea profesiei? Vreodat? De multe ori. De multe ori. Mă, rog, eu, mie îmi place chirurgia, partea de ortopedie și de multe ori situațiile sunt descrise în carte și rezolvările sunt descrise da, în pe carte, dar... principiu, când deschizi, afli ce ai de făcut. Uh, nu, e bine să te pregătești temeinic înainte. E zăcana în actorie. Nici nu știi tu cât de mult am repetat ca să fiu uh, spontan. Bun, da. Acum pot să spun și eu din experiență după atâția de chirurgie că și noi improvizăm, improvizăm să ne confruntăm cu situații specifice. Da, 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 pe principiu, nu avem boli, avem bolnavi. Și există... Sunt linii mari. directoare după care te ghidezi și între, ai și o libertate de alegere a metodelor, stilurilor, fiecare operează, își dezvoltă un stil propriu. Ce rasă de câine îi recomanda mirelei? Pentru că ea își dorește de mult un câine. Mm, ceva mai liniștit, ceva mai liniștit. Și câini liniștiți nu prea sunt. Da. O, o, o pisică. O pisică. Aici, da. Timpul îți permite să crești un animal de companie? Um, Te-ai gândit la asta? Da. M-am um, gândit de foarte multe ori dacă să-mi asum responsabilitatea asta, pentru că e o responsabilitate. Așa, nu mare e un moft. E ca și un copil. E o viață. Da. Punct. Um, acum, timpul îmi permite să cresc un animal. Dar. Um, Oh, dar... Alegerea e grea. E, da, acțiunea e grea. Și da, acțiunea de... Și să găsești trasa potrivită. Eu m-am sfătuit cu fratele meu și mă descurajează de fiecare dată. Da, <laughs> nu, eu nu descurajez, doar că, deși știe foarte bine, îi spun ce implică un animal și implică foarte multe lucruri. Îți faci program de multe ori după el, renunți la anumite lucruri ca să te ocupi de el, trebuie scos afară, trebuie plimbat, nu poți să-l ții în casă, nu e un bibelou pe care scoți un sfert de oră dimineața afară și un sfert de oră seara. Trebuie efectiv să te implici în educația lui. Da, da asta deci e o responsabilitate. E o responsabilitate, <coughs> se învață cu timpul, de altfel și emisiunea noastră are acest rol de a informa și de a educa proprietarii de animale. Dar cred că un animal de companie, mai ales pentru un actor, este foarte important pentru că este o sursă de inspirație. Și vorbeai de pisică. dă Dăm voie să sfătuie și eu. Nu ți se potrivește o pisică. Știu, știu. <laughs> Și nu cred că un câine liniștit. Eu m-aș gândi la un terier, pentru că un terier întotdeauna te scrie. Este exploziv. Este exploziv, da. Dar ai nevoie de asta. Pentru că cred că îți dezvoltă și partea de optimism okay. de care cu toții suferim din când în când. Pot să te întreb și eu ceva? Da. De ce avem nevoie de animale? Pentru că un animal, De companie, evident. De companie, evident. Pentru că, din păcate, pe restul le consumăm cu mare plăcere. Avem nevoie pentru a ne echilibra viața. Pentru a face un schimb energetic. Pentru că atunci când ai un animal de companie, faci un schimb de energie. Și întotdeauna animalul îți prea energia negativă și îți dă energie pozitivă. Avem Perfect. nevoie să fim așa cum e și în artă ai nevoie să fii un exemplu pentru cineva. Atunci când educi un animal, tu devii un exemplu pentru animal. nu degeaba să spune, animalul seamănă cu stăpânul. Sunt uh, lucruri care dincolo de statistici s-au dovedit a fi foarte utile pentru dezvoltarea socială, mai ales în uh, aceste vrămuri, uh, nu tocmai fericite, în care devenim din ce în ce mai sociopați, ne izolăm și ne închidem cât mai mult, rămânem între patru pereți, avem angoase de singurătate, chiar dacă suntem într-o echipă, chiar dacă suntem căsătoriți, chiar dacă avem copii, <coughs> avem nevoie de un prieten ah. de votat. Plus că întotdeauna un câine de companie îți dă tot fără să-ți ceară nimic. Asta e, cred că, principala trăsătură. Cum să nu ceară? Dragostea Ceră. necondiționată. Cere mâncare. Cere să le duci, cere să scoți afară. Cere mult, de cere mult din câte de am înțeles de, 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 la, de la, la specialiști. specialiști. Bun, nu știu ce prețul are Răzvan <laughs> <laughs> în asistență. E adevărat, un animal de companie poate deveni un lux din punct de vedere al întreținerii, pentru că industria animalelor de companie astăzi și asistența medicală și pet food-ul, hrana specializată, sunt uh, lucruri... Uh, scumpe și pentru unii chiar inaccesibile. Dar există soluții pentru toate. Iar Răzvan cu siguranță are soluții pentru toate. Un animal de companie poți să-l hrănești și clasic, poți să-i gătești mult mai ieftin. Noi promovăm hrana specializată, dar deja aici vorbim de atitudini comerciale. Așa că îți trebuie neapărat un câine. Gata, s-a da. hotărât. Da, Data hotărât. viitoare trebuie Alex. să ne spui rasă, pentru ce să da. ai optat. da. Care a fost uh, cea mai hazlie întâmplare din uh, activitatea ta de actriță? Wow! Au fost multe, știu. Au fost foarte e greu multe să alegi una. Uh, povestite și pierd farmecul. <coughs> Poți să și interpretezi. Uh, da, nu cred că e momentul. Mi-ar -mi trebui partenerii să refacem scena, au fost, să foarte, două condiții, dacă da, au fost foarte multe momente în care am râs alături de colegii mei și uh, momentele hazli sunt momentele care te surprind. În comedie e foarte greu să te surprindă ceva, deși trebuie să te miri, uh, dar când faci comedie trebuie să fii în control. Și momentele cu adevărat minunate sunt când te lași surprins în comedie. Și am surprins și eu la rândul meu și am fost surprinsă de colegii mei, de situații, la care, de soluții pe care nu le-aș fi găsit rațional. S -a că ți s-a întâmplat să fii surprinsă chiar de atitudinea ta. De mine și de mine. Și încă mă surprind atunci când mă uit la înregistrările de acum ceva timp de la Mondeni sau mă las surprinsă și nu îmi vine să cred că am putut face asta. Da. Sunt multe momente. Am căzut, am confundat personaje, multe momente haioase. Zvan și noi avem nevoie de multă actorie atunci când vorbim cu proprietarii de animale. Da. Pentru că de multe ori suntem puși în situații limită în care intervine, mie îmi place să-i spun cu ghilimele de rigoare, manipularea. Pentru că proprietarii de animale în situații limită au nevoie să fie manipulați. Da, da, este o nevoie, mai ales în era digitală în care de multe ori vin cu diagnostice. Te refer la doctor Google. Exact. Problema noastră e prietenul nostru comun. Uh, vin cu diagnostice puse de ei de acasă, atunci trebuie să știi să manevrezi situația în așa fel încât să faci ce e bine pentru animal și să-l convingi pe, pe proprietar că asta trebuie făcut și trebuie să plătească pentru chestia asta. Uh, asta de fapt e aici e jumătate din talentul medicului, să reușești să transmiți proprietarului ce trebuie făcut pentru animal, grija noastră a amândouă fiind de fapt animalul, el este pacientul nostru. Da, dar el întotdeauna este dependent de proprietar. Fiind dependent de proprietar, atunci trebuie să-l convingi și pe proprietar. Și Pentru că mi o... să spun că, de fapt, pacienții noștri sunt proprietarii care, prin deciziile lor, dacă sunt mai mulți sau mai puțini ascultători, pot face bine sau rău. Da, e o, e o zonă foarte fină. Eu întotdeauna proprietarilor le spun și se pare că, mă rog, nu știu, la mine funcționează chestia Aici asta. Principala mea prioritate este pacientul. El mă interesează. Și proprietarilor le spun lucrurile, lucrurile unor mai duri, unor mai blând, unor pe în funcție de cum simt persoana din față. Și aici intervine partea asta de actorie, cu ghilimele de rigoare. Dar informația trebuie transmisă, pentru că proprietarul trebuie să ia o decizie informat. Statistic vorbind, cea mai mare dezamăgire a medicilor de asistență este relația cu proprietarii. Da. Medicii sunt dezamăgiți de atitudinea, de lipsa de interes, vorbeam mai devreme de cât timp și cât efortul trebuie să faci totuși să crești un animal de companie. Și atunci când vezi că nu ai feedback-ul de la proprietar, normal ești dezamăgit. La nivel mondial, dezamăgirea medicilor veterinari, iar cei care se lasă, ca să nu mai spun că este o profesie, care e în primele trei profesii ca, ca și număr de sinucideri. Cadă în depresie foarte repede medicii veterinari din cauza acestor uh, reacții ale proprietarilor, care uh, cred că ți s-a întâmplat și ție, cât mă costă, ia, că -mi iau altul. Da, e și un momentul de... la. E un ai mod de raportare. Că -a filmul. E un mod de raportare în România, cred că este un pic mai acut, cred că vine de undeva și din anii de comunism în care medicul veterinar era mai mult un accesoriu, zootehnist, era principalul actor într-o fermă, în primul rând iar animalele erau era numai mai era, de rentă, numai cele erau care... erau medici de animale de companie. Nu exista Săcât conceptul câțiva. de animal de companie. Bun, niște oameni aveau, dar nu da, exista... Că o... era o atitudine burgheză să ai un animal exact. de companie. Exact. Că animalul nu producea ceva pentru societate, dar Dar acum, noi, fiind membrii burgheziei noi, ne moderne ne permite. <laughs> Uh, dar uh, da, e de foarte multe ori uh, eu întâlnesc această atitudine, eu nu am același statut cu medicul uman. Adică, Într-o clinică umană, dacă îți spune medicul asistent a medicului, vă rog să așteptați până vine domnul doctor, stau oamenii și patru ore și nu comentează foarte tare. Uh, la noi, de multe ori, dacă stau peste 30 de minute, deși tu ești cu un animal grav, nu știu, un accident, orice, adică ai treabă, nu stăm, noi în cabinete nu stăm la cafea și țigări, facem treabă. De multe ori sunt iritați, automat dialogul are de suferit, mesajele se pierd și atunci, da, e o, e o problemă. Comunicarea cu proprietarii, într-adevăr, este o problemă și e nevoie de foarte mult tact. Grăna, te-ai vedea jucând cu un câine? Am jucat cu un câine. Ai jucat? Am jucat cu un câine. Și mi era milă că l chinui și că trebuie săracul să suporte camere, clacuri și gălăgie. Nu, nu cred că îi plăcea. Nu îi de filmul Masca. Vezi un Jack Russell terier să fie supărat atunci când ei o iau ca o joacă. Da, din păcate... e mai greu la duble. E mai greu, la duble și este să tea și în brațele mele, adică n-avea libertate de mișcare absolut deloc era un câine foarte mic și foarte sperios și îi simțea minima în, în palmă cum îi bate de frică. Nu mai nu mai cei mai curajoși se apucă de filme da. cu copii și cu animale. Da. e dificil să lucrezi cu un animal care nu este pregătit pentru meseria meseria de actor. actor. <laughs> Da, mai ales că sunt uh, actori, în ghilimele celebri, patru pede de care dar, au jucat în dar, foarte multe filme. Ei sunt foarte educați. Dar sunt foarte educați și pregătiți. În sensul da. ăsta există chiar la Hollywood. Există o secție, o școală o școală pentru cei da, care joacă în da. filme și de obicei dresorul stă în spatele camerei și dă comenzile. Dar, poate dar... îmi dați da o idee să fac o școală de actorie <laughs> pentru animale. Da, e interesant. Am putea să ne apucăm de o școală de E și pentru medic veterinari și pentru animale. Uh, da, ăsta este un știe. <coughs> Iartă-mă că de da, te întreb. Partea socială a Breslei noastre, uh, grupuri umoristice, folclorice, te uh, cântăreți, cant-autori sau grupuri, uh, teatru, ne lipsește. Ne lipsește destul de tare. În partea asta socială. Nu vorbești pe orativ acum. Nu, 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 foarte serios. Uh, Am VACU, Asociația Medicilor Veterinari de Animale de Companie, care este din 2005-2006, nici nu mai știu exact. Sunt cel puțin 10 ani de când, an de an, ne vedem la Congresul cu pricina. Congresul de, de obicei de la Sinaia. Și ne uităm ce mașină și-a mai luat colegul. Vorbim, discutăm, dar n-am avut niciodată un program din ăsta. O trupă de medici veterinari care cântă, ne încântă actorie, comedie, stand-up, sunt atâtea moduri de expresie și avem artistică. Colegi, avem colegi foarte talentați. Și avem, individual, așa, dar n-am reușit să ne coagulăm. Da, eu chiar în facultate am concurat cu trei spectacole, care le-am făcut regia, în, pe atunci se chema Festivalul artei și Creației Studențești. Când le spuneam celor tineri, ai, domnule, lasă-ne cu cântarea româniei. Da, era activitate da. culturală de masă considerată. Acum, din păcate... Mai mult în Acum picioaie. este dezvoltare personală. Dezvoltare personală. Te rog frumos să nu mă provoci. Am o părere personală. personală. <laughs> <Okay>. <laughs> Nu pot decât să vă mulțumesc că a fost o încântare să vă am dragi Dragi ascultători. Am avut uh, alături de noi pe Răzvan și Mirela Zeța, doi frați uh, minunați, foarte talentați fiecare în profesia lui. Mie îmi sunt uh, foarte dragi. Uh, Răzvan mai apropiat uh, Mirela, abia astăzi am avut șansa să o cunosc pe Mirela personal. Eram admirator mai de mult și Mereu eu când îi vedeam fața lor Răzvan, zic, Doamne, parcă o văd pe sora ta, jucați amândoi la fel de bine. Vă mulțumesc foarte Mulțumim. mult și vă mai aștept la Europa FM, pentru că Europa FM este o mare iubitoare de talent. Mulțumim pentru invitație. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.